Hai să și așa câteva chestii la profon, ai doi exerciții de matematică. Piața, 5-a. Se spun de la început. Să nu uite de la aici și de la început să le spunem. Da, așa s-a abonat la canal. Asta e, mă, cel mai important. Și noi mulțumim foarte mult, deoarece am crescut cu 200 de abonați. Într-o singură zi. Într-o singură zi. Este cât de mai pomenit. Exerciții 8 de la 104. De la 104. Determinați numărul natural X. X. Dacă. Dacă. Și avem 4 plus 8 plus 12. 4 plus 8 plus puncte, puncte. Plus 12. Da. Plus și așa mai departe plus 396. E egal cu 200X. 200. Ori X, da? Da. 200X. Deci asta e îmbrăcată? Nu răcită, dar o să dă grață. Bine. Deci 4 plus 8 plus 12 plus puncte puncte 397 egal cu 200X. Idee? Ai una, te rog. Ne-am să vedem 4 un factor comun, pentru că fiecare X e multiplu de 4. De unde știi că asta e multiplu de 4? Pentru ultimele două cifre. Așa. 96 în 4 la 4. Deci cât un număr se divide la 4? Când ultimii două cifre sunt parte exact la 4. Și este o primă idee, se dă pe 4 factori comun. Ai fi de acord? Ai fi de acord? Da, bine. Nu, doar am fixat o idee și o văzut după acum. Bun. Noi discutăm aici. Crezi că este corect să dea 4 factori comun? Are șanse? Nu. Cum să nu ai? Păi 8 ani sunt parte la 4? Da. 12 sunt parte? Da, fiecare se parte la 4, atunci putem să scoatem pe 4 factori comun. Merge pe ideea aia să ducem, și dacă s-a luat, deși e divan în curs. Vă propun să vă ordonați, adică ascultăm ideea anumea, ne ducem până la capăt pe ea și până vine și cu ideea celorlalte. Că dacă acum când ea vine cu o idee, tu spui nu, altceva, o perd pe ei și nu fac nimic. Merge pe ea până când se împotmolește și dacă e soluție bună până la capăt, tot mai bine, și până vine și pe ideea ta, bine? Corect. Dacă dăm 4 factori comun, să înscriem 1, 4 pe lângă. 1, 4, 4, 4, 4, da? Plus 2. Plus 3, plus puncte, puncte, plus 99. Că 4 în 39... De 9 ori. 9 ori 4, 36. Și apoi 36. Și apoi 36, 9. Este deci, egal cu 200X. 200X. Acum pot să-l dăm 200X, să împărțim prin 4. Deci putem împărți egalitatea asta prin 4, că unul din factorii, iată 200, se împarte exact la 4. Deci împărțim totul prin 4 și bine. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte. Plus 99 este egal cu 50X. 50X, nu? Da. Egal cu 50X. Acum facem o sumă gauz, pentru că este o sumă gauz deoarece avem... Este ușor de calcula, da? Da. Deci echivalent de sunt 99 de termeni și scrie 99 ori 100. Deci primul plus ultimul. Da. 1 plus 99. No, care ne dă 100. Ori 99. 199 împărțit la 2. Supra 2, că și... A, supra 2. Da, fracția așa. Și este egal cu 50X. 50X. Și atunci... 1 plus 99. 100. Deci 199 supra 2 este egal... 100 ori 99 supra 2 egal cu 50X. 2 cu 100 simplificăm... Deci o să ne simplificăm și o să ne dea 5. 4099. 50 e... Da? Da, da. Deci vine 50 și vine echivalent. Da. Dată. O să fie 50 ori 99. Ori 99 egal cu 50. Ori X. Ce putem face în ambii membri? Să împărțim în... Prin 50 în ambii membri. Și atunci o să fie 99 ori 1 este egal cu X. Adică X egal cu... X egal cu 99. X egal cu 99, pentru la problemă. Asta a fost... Deci s-a dus pe ideea aia ei, am urmărit-o. A finalizat-o, X egal cu 99. Alte idei dacă ai tu. Tu n-ai fi făcut așa. Că n-ai fi dat pe 4 factori comun. Dacă nu ai 4 factori comun, trebuie să ai o altă idee. Să vedem ce idee aș fi avut.
Faci suma cauz. Deci te-ai fi ocupat de 4 plus 8 plus 12, că sesizăm. Sesizăm. Deoarece între ele, diferența este egală. Este aceeași tot timpul. 4, 4, 4. Și mai mult, la sfârșit, constați că este același lucru. Deci, e motivul de 4 aici. Dar dacă ar fi fost așa, 5 plus... Nu, hai să facem suma cauz și cum mă întorc să vedem. Să finalizăm chestia asta. Cum faci tu suma cauză? Parte 4 plus 8 plus 12 plus puncte puncte plus 396 egal cu cine? Iesa asta suma cauză. Este egal cu? Este egal cu 396 ori. Plus 4, primul plus ultimul. Da, păi fac 396 ori 400 împărțit la 2. 396 ori 400, fai din de unde vine asta? Păi 396 plus 4 cât de? Dar de ce apoi pe primul plus ultimul, am înțeles? Da, 400. Bun. Plus 390, ori 396. De ce ori 396? Ori numărul lor. Numărul de termen. Trebuie ori numărul de termen, cât sunt ei. Ori nu sunt 396 de termen. Deci aici problema numărul este așa. Primul 4 plus 396, cum ai spus tu. Ori numărul de termen. Numărul de termen și învățătorul. Dar povestea este numărul de termen. Numărul de termen trebuie să arate. Cât sunt? 1, 2, 3, câți ori fi ei? Cum facem ca să găsim numărul de termen? Numărul de termen egal cu 397. Nu, din 396, din ăsta. Dar ia un pic. Din 396 scădem pe ăsta. Deci din ultimul scădem pe primul și adunăm... Împărțim la 4. Împărțim la 4, sigur că da, și adunăm un 1. Și adunăm 4. Deci 396 minus 4, s-a întâmplat să fie 4, da? Totul de împărțit la din cât în cât sare ei, la rație, împărțit la 4 și plus 1. Ca să adunăm ambele capete. Da? Da. Și face cât aici? Da. 392 împărțit la 4 plus 1. Da? Plus 1. Și face cât are? 392 împărțit la 4 fac... Hai vedem. 9. 9. 3, 6. Rămâne 3, 32. 8. Plus 1. 99. Excelent! Iată, Davide, că remarcăm acest lucru. Marea problemă a sumei Gauss când o vrei să o atragi direct, este găsirea numărului de termeni din sumă. Asta este esențial. Numărul de termeni se face așa, din ăsta, din... Ultimul. Scădem pe primul, împărțim la... Din cât în cât sare ei, rație se numește asta, din 4. Și adunăm 1. Și adunăm 1, mă rog, să prindem ambele capete. Da? Ei, cu asta e confuz. Asta e clara greșeală. Deci, prietenii noștri, care nu știu chestia asta, trebuie să înțeleagă că suma Gauss seamă primul plus ultimul, ori numărul de termeni împărțit la 2. Ce face Daria? Prin ideea asta spectaculoasă de scoatere în factor comun, ea găsește tot imediat numărul de termeni. Că e 1, 2, 3, gata, e numără. Sunt 99 de termeni. Deci ea face mișcarea asta spectaculoasă, cu scoaterea în factor comun, că evită să scoată, să afli numărul de termen. Am și rezolvată problema asta. Numărul de termen. Da? Pentru că, iată cum mă gândește. Noi ce trebuia să facem? Împărțim la 4. Ea l-a scos în factor pe 4, același a rezolvat problema. Da? Deci, ține minte. Trei cuvinte. Ce anume? Suma Gauss presupune găsirea numărului de termeni
Iar dacă te prinzi să scoți un factor comun, atunci când ai șansa asta de a scoate de factorul comun. Corect. Chiar dacă dau suma următoare. 5 plus 9 plus 13. Plus așa mai departe, plus 397. Deci 5 plus 9 plus 13 plus 397. N-am ce scoate în factor comun. Perfect. Trebuie să ataci escansul, dar o să mai deci bun. N-ai ce scoate în factor comun aici. Dar îmi dau seama că nu le sunt implicat în parte. Sigur că da. Da, e o sumă cauză, îți dai seama. Îți dai seama că e sumă cauză, dar nu mai poți face prin mișcarea pe care ai făcut-o. Nu, dar atunci o ataci direct. Corect. Deci n-ai ce faci, trebuie să o ataci pe curvatul ăsta. E singura modalitate. Da, corect. Deci asta va fi egal cu primul. 397 plus 5. 397 plus 5. Pe lângă... Numărul de termen. Da, care este 397. Deci număr termen. Deci 397 minus 5 împărțit la 4. Totul minus 5. Împărțit la 4 plus 1. 4 plus 1. Și egal cu... 392 împărțit la 4 plus 1. Suntea 98. 98. 99. Și este egal cu 99. Dar eu m-așteptam să spuneți 99 odată, dar n-ați fost atenți că doar este aceeași normă translată. Exact. Da? Și acum se devea mult. Și acum au continuat. Muncitor, ce să spun? Și acum îți facem 397. Ori 99 supra 2. Supra 2. Și atunci o să fie egal cu cât acolo? 402. 402 ori 99 supra 2. Da. Și 402 cu 2 și acolo se vedea 201. Și se înțelege 201 ori 99 care dă? Care dă? Da, faceți-o. Faceți-o. Acum. 19.899. Aș vrea să-mi faceți deodată supra următoare. 6 plus 10 plus 12 plus puncte plus 398. E greșită. De ce greșită? Păi diferența dintre 10 și 6. 10 și 14. Așa, bine că ești exact. Adică el a fost foarte atent, adică dar e sumă cauză sau nu? Adică să o facem acum? Fără să calculați sumă. Nu, nu. Să se-mi dați de răspunsul de lucru. 99. 99 de termen. De termen. Dar cât e valoarea sumei? 99 ori 400... Dar ce 99 ori 400? 99 ori 400... Cât? Ori 404? Da, adică e 202 ori. Ia stați 2 secunde să vedem și asta. Adică e 202 ori 99. Era 402. Cât este răspunsul fără să capta suma? 2? Vă gândiți să vă uitați așa, dar și nu știu. Deci pentru privirea, trebuie să mă opresc eu cu privirea. O fi cu 99 mai mult? Nu, fac 2. Asta e că 99, 400. E cu 99 mai mult, e o întrebare s-a ridicat. Da. De ce cu 99? Cu 99 mai mult? Decât rezultatul ăsta. Nu, e cu 200. Este cu 2 de 99 mai mult. De ce de 2 de 99? Cu 200 nu știu, doar cu 99, pentru că este 4. Pentru că este 202, dacă părțim la 2. Deci aici 99 se mulțea cu 201. Dar așa și acum 99 se mulțea cu 202. Din altă parte, de unde mi-ai putea să observați că doar cu 99 e diferența? Nu știu. Da. Aici, de aici, deci că înainte era 5, acum e 1. Aaa, 10. Deci cu câte 1 a crescut fiecare termen și cum sunt 99 de termeni, crește sumă cu 99. Nu cred. Mai dați-mi. De la 5 la 6 cu 1, dar 9 la 10 cu 1. Și câți termeni sunt? Doar există singur. 99. Aici vreau să fiți, vedeți cât de repede cineva putea să spunem, știi suma asta, calculați-o cu asta, fără să faceți calcul. Da, da.
Aici se punea problema să se deschide chestia. Exact, exact, exact. Da. Vedeți că... Dincolo de, de ce se vede la prima citire, chestie de subtilitate, așa, ca să vezi ce am venit să, să poate... Da? Da, mai dați, mai dați. Da. Da, și apărăs că are un mai dați. Da, apărăs că apărăs. Da, mai dați. Dar nu chiar așa de asemănătoare, domnul. 7, 11, 5, 6. Bun. E tot o progresie de a suma tot în genul ăsta, da? Deci, uite, am să zic așa. 6 plus 10 plus 14 plus puncte, puncte plus 402. Egal cu, fără să calculați. Fără să Păi suma câți termeni are? Suma are 103 termeni. Nu? Da. Așa, suma are 103 termeni. Nu știu. Păi da, acum, uite, pentru că... Nu, da, înainte la cealaltă au fost 99 de termeni. Da. Și astea sunt cu 4 membri în plus. Nu sunt cu 4 membri, cum? Ba da. Mama, 402 minus 398. Adică câți membri sunt în plus? Nu, cu câți membri? Diferența e din 4 în 4. De la 398 la 402, e următorul număr, câți din 4 în 4. Nu câți 4 membri în plus. 4 membri. Da, da, da. Un singur număr. Deci în fața aici am ascuns. Ce este în fața aici? 398. Adică până în față sunt 99 de termeni. Deci nu am. Suma de înainte pus ăsta. Deci o să fie 1999 plus de 2 ori 99. Plus 99 plus 402. Și cât face, nu știu, nu important, important observația. Da. Deci, ce am făcut aici? Am luat suma aceeași și m-am dus cu unul plus. Pentru că-s patru? Da, erau patru. Ei sunt din patru. Da? Da? Deci, mare atenție. Multă grijă la tot felul de jocuri astea. Da. Fiindcă am plecat de la un singur exercițiu, uitați-vă, putem să creăm și să punem, să punem fel de fel de probleme, plecând de la un singur exercițiu, care era o sumă Gauss, pe care tu ai descifrat-o așa că ai putut să dai factor comun, să-ți găsești numărul de termen. Eu atunci am pus problema, când nu mai poți scoate factor comun, numai varianta asta, deci trebuie să aplici suma Gauss, trebuie să știi numărul de termen, perfect, să găsești prin tehnica asta. Deci, ce lucruri am pus eu, ce am punctat acum aproape de pe atât? Care sunt chestiunile pe care am pus să le lămuresc perfect? Deci, dacă se multiplică din K, din 4, deci toți termenii A, K, să-i notez eu, a fost 4K. 4K. Ați scris AK? A, indice K, adică 1, 2, 3 termeni din suma asta, se multiplică din 4 aici. 4 ori 1, 4, 4 ori 2, 8, 4 ori 3, 12. Deci multiplic 4. Când sunt multiplic 4, scoți factorul comun. Corect. Dar dacă termenii aceștia, deci când am AK, sau TK, termenii, hai să zic TK, de la T. Dacă TK e egal cu 4K, 4 ori K, atunci factor comun, da? Da. Comun, pentru că îți iese exact numărul de termeni, eu sumă ca o să știute, mult mai la îndemână, da? Dacă TK ăștia sunt de tipul 4K plus 1, adică am mișcat cu 1, am restul, restul părțit la 4. Restul părțit la 4 este 0. Da, 1, 2, 3. Da? Atunci nu mai am șansă să scot factor comun. Fără factor, corect, la tragere. Deci TK, când e 4K plus 1, TK egal cu 4K plus 2. TK egal cu 4K plus 3. Maxim. Da? Maxim. De varianta asta. Fără factor comun. Deci fără factor comun.
Nu mai poți face factorul comun. Și în condiția asta se calculează, se calculează numărul de termeni. E foarte important. În condiția asta n-ai ce face. Îți trebuie să calculezi numărul de termeni. Adică numărul de termeni egal cu din ultimul scazi pe primul, împarți la rație și plus 1. Deci numărul de termeni, numărul de termeni, egal cu din ultimul, alienerea, nu știu cât este acolo, alienerea, scădem pe A1, împărțim la rație și adunăm 1. Dar trebuie să o știți... Perfect! Deci nu, da, nu ai niciodată ni emoții. Bine că a fost din 4 în 4, dar dacă e din 7 în 7, din 6 în 7... Așa, împărțirea așa la 7. Deci asta, am zis un caz concret, din multipli de 4. Da. Deci scoaterea în factor comun, când poți, care fi factorul comun acum, numai când e multiplu, fără împărțirea la, să fie fără rest, când e cu 1, cu 2, cu 3 sau cât ai acolo, trebuie să găsești numărul de termeni care altfel nu ai șansă să faci numărul sumei. Eu cred că acum despre sumei Gauss, care pentru foarte multe lume e o enigmă exact. Și atâta mare bătaie de cap, cred că am numit-o perfectă. Corect. Deci, dragilor, ce trebuie să fac? Like, share, să aboneze. Like și share, să aboneze la... canal. Eu vreau să fac făcut de o sumă Gauss, fără să o calculați trebuie să mi-o face. Așa. Fără să o calculați. Da, fără să calculeze. Hai. 9 plus 13 plus 17 Să dau rezultatul. Da, fă-ți calculeze suma Gauss. Dar când zice așa 9 plus 13, ne ducem la suma aceea cu 5. Da. Ședem un termen și să... Și ea spune că pe fiecare termen l-a mutat cu 4, nu? Deci îl mută cu 4 mai încolo. Sau altfel spus, îl scade pe 5, deci toată suma pe primul termen. Și mută problema la ultimul. Da? Deci, practic, din toată suma aceea... A, 99. Ei sunt ca număr tot 99 de termeni. Dar fii atent ce șmecherie. Ultimul termen pe care îl adună e 401. La sumă, dar pierde pe 5-ul. Deci, practic, adună 300 cât e 97. Deci, la suma pe care o rezultat de aici, eu mai adun 398. Și asta ar fi noua sumă. Dar formidabil de interesant. Iată încă o chestie. Mută! Da? Da? Trebuie să vă verific, să văd dacă ați făcut bine. Da, verificați. Da. Deci verificați-mă. Îmi place, Daria, ideea ta. O iau și o pun acolo, ca pe o, cum spun, o floare de mult preț. Pentru că tu ai făcut o chestie foarte interesantă. Ai scăpat de primul, l-a dat pe primul deoparte și ai mutat suma cu încă un termen mai înainte decât 397. Adică te duci la 402 sau 401. Este următorul termen, cum ai gândit. Numărul de termen este același, tot 99. Dar în bondele, în greutate, suma crește cu acest 401, mai puțin 5-ul pe care l-ai pierdut. Ai translat, ai prins în suma prin adăugarea acestuia, ca numărul termen la fel, dar pierde în greutate pe 5-ul de aici. Și atunci, bine, ce mi-a rămas? Mi-a rămas să adun la vechea sumă de înainte, pe 396, cred că Mihaela. Am zis că pierde 5-ul, da? 396. Adăugându-l pe 396 la vechea sumă, așa, este o chestiune frumoasă, interesantă. 499.
Așa, de 4 ori, 99. De acord cu ce ai spus mai devreme. Că, de fapt, pe toți am mișcat cu 4. De fapt, 4 99. Ori gândim așa, ori gândim pe varianta care a spus eu. Aici, aici. Tu ai gândit că de 4 ori, cât 99. Dar e așa cum ai gândit tu? Ai gândit pe varianta care a văzut eu? Eu m-am gândit că 9 e tot așa multiplu și 4 mai mult. Și m-am gândit că dacă le iau pe 9 și... Nu m-am gândit la varianta care a spus-o dumneavoastră, că niciul dăm afară, că nu m-am gândit. Dar la asta e cu 4, cu 9, mai mult. Nu, pur și simplu, m-am gândit. Și cu ea mai mult suma ta. Nu. O secundă. Ea a formulat problema. Și a spus, fără să calculați. Fără să calculați, dați-mi răspunsul. Dar așteptați la mine răspunsul. Am înțeles asta, acum am aprins și eu. Da, așteptați la mine răspunsul. Da. Ai făcut, ai dat suma în sumă. Da. Dar când ai pus fără să calculezi, primi mai pus mai la colț. Da? Deci m-ai prins foarte tare. Nu mă interesează, calculează profesorii. Deci mi-a creat o problemă frumoasă, fără să aibă încărcătura, să spune mesajului pe care l-am vrut eu, da. Dar n-are importanță, noi am făcut aici o discuție frumoasă. Și trebuie să apreciem ideea dumneavoastră, v-aș spune 10 dacă aș fi acum catalogul mână. Nu ne-am gândit că dăm de 5 deoparte și că... Și ne-am gândit că e din 499. Sigur, tot atât de frumoasă și tot atât de frumoasă. Și am nu, dar și a dumneavoastră mai frumoasă. Da, depinde cu fiecare... Ne uităm la un pahar și fiecare vede altceva. Da, eu nu m-aș fi dus ea. Unul vede conținutul din pahar, altul se uite și admiră... Voi ați înțeles și ideea domnului profesor? Foarte fain. Da? Deci, altul, când se termină, se uită și vede pe muncitorul care a făcut paharul. Da, fiecare cu vederile lui. Cu vederile lui, și cu toate cu imaginația lui. De ce noi, ca oameni, ne diferențiem? Corect. Da? Avem alte puncte, să spun, de vedere și avem... Da? Deci, pe loc, pe momentul ăsta, de-aia eram entuziasmat. Dacă Daria mi-a făcut așa o lucrare de asta și dacă a prins faptul că l-a dat pe 5 deoparte și a venit cu un termen în plus pe 400, următorul termen și se izează numărul de termen și în practică în miez, în interior, se află fosta sumă, nu, de la 9 până la 397, pierzând pe 5 adăugăm pe asta, deci mai adaug 396. La suma de înainte. Dar acum chiar m-am prins. Da, poate nu-i mai greșit. Mai greșit. Super, bravo. Poți să dau o problemă fără să mă gândesc prea mult. Da. Poți să-mi dai 10 plus 14 plus 406. 10. Așa, 10. Plus 14 plus 406. 400. Plus cum te pun, da? Plus 406. Stai, domn profesor, că vă dau acum răspuns. Dai, să vedem pe mama. Da, Davide, dă răspunsul. Eu? Da. Plus 392, pentru că el s-a dus la smaia. 6 plus 10 plus 14 plus puncte puncte plus 398. Și l-a scos pe 6 și a... Ia unde te de la 398 la 406, cât sunt? Da, 308 până 406. Cât sunt? Nu dați mai termen, o să dați 2 termeni. Păi da, la început de la 10. Nu contează, dar au dat 2 termeni în plus. Adică de la 400 de termeni am dus la 406. El a dat 2 termeni în plus, mare atenție. Deci, și 2, și 2 și 6. Deci e gata pe 402 și pe 406. Exact. Deci încă 2 termeni aruncă peste. Păi la 406 nu se împarte la 4. Adică nu e multiplu pe 4. Ba, da. 406. Nu, dar toți nu sunt multiplu pe 4. Nu. Sunt multiple 4 plus restul 2. Nici 10 nu sunt 4. Nici 10 nu. 4 4. Îți dedic cu 4 ca plus 2. Adică el, cum ar fi? A dat 2 termeni în plus. Și a dat un termen de 4. Și ar putea să fie 6 și... 402. Primul dinaintea lui 6. Nu, mama. Înaintea lui 406 e 402. Ia. Să-i punem. Hai să-i punem. 402. Și plus 300... 309. Hai așa. Este 10, plus 14, plus cât? 18. 18, da. Plus 3, plus 398, plus
402 și plus 406. Mare atenție! 406. Ei, până aici este miezul unei sume, dar asta îl pierde pe 6. Nu mai are pe 6. Nu mai are pe 6. E fost la sumă. Și trebuie să scădem de acolo 6. Da? Cei doi. 6 ăsta. Nu îi pierde. Îi pierde. Din suma asta pe care putem face foarte repede, scădem pe 6 și știm suma de aici. Suma de aici o știm. Este cea care îi aici, 6 plus 10 plus 398 pe care am vorbit de ea, care am vorbit. Adică se mărește cu 802. Se mărește cu 800... 2. 8, 802. Corect. Suma se mărește cu 802. Da? Deci, iată cum te poți juca cu copii dacă îi prinzi în lecții. Da. Deci, îi prinzi în lecții și spectaculos ce se întâmplă. Corect. Da? Deci, ei chiar încep să intre în, să spunem, pe culoarul ăsta creativității. Așa îți gândărim la minte. Da. Da? Deci așa, așa e, le producem starea asta de bine, când și ei pătrund, înțeleg și deci se duc și... Da, se vină... Dar nu-i vorba de a fi autor în matematică. Este vorba de a fi creativ în diverse domenii. Da, în diverse domenii. În orice domeniu, atunci el va fi tot timpul frământat din chestia asta. Păi să fac asta, hai să încerc asta. Deci, un om care este, are sânge chestia asta, n-are liniște. Este tot timpul frământat să facă ceva. În domeniul care se apucă. În orice domeniu se apucă. Vă spun, exact ca la apicultură. Deci, toți sunt în stare de șoc. Apicultori din generație în generație, din tată, fiu. Vine un profesor de matematică și creează lada aceea care e unitate în lume. Și toți spune, cum băi ce se vorbe? Un profesor, că eu știi cu alt concret, dar nu își face nu ce. Ei, asta n-au înțeles și nu înțeleg cum se poate întâmpla chestia. Se poate întâmpla pentru că, indiferent de ce s-a preocupat omul acela, dacă are în fibra lui chestia asta de creativitate, el asta face. Creativitatea e tot. Da. Spiritul ăsta creativ este esența datorei. Iar oamenii, lumea este împinsă în față de cei 10-15% de oameni creativi. Așa e bun om. Ei trag pe ceilalți. Există masa asta, e imensă, a celor care repetă ceea ce li se spune de sus. Papagal. Nu, am vrut să spun un mesaj a fost transmis după aici. Noi am înțeles, am vrut să fie amuzant. Da. Ideea este că școala merită să se ocupe formidabil de tare de partea creativă la clasa. Iar să spune că dacă până la vârsta de 12 ani, un copil... Mai aveți un an? Un copil n-a fost de rost gânciunit, nu s-a lucrat rădăcine pe partea asta, de acolo nu e gata. Nu mai ce face, devine robot, nu vrea, nu mai poate, nu înțelege de ce se fac asta. Nu are nicio treabă. Da? Deci, de ce eu acum mă ocup de ăștia minguții? Ei sunt spectaculoși. Uite-o, mine aici. Martor mi-e da. Ei, la ei am o șansă imensă. Da? Și de aceea mă întorc, iată cum o negreșiță ne-a stimulat. Iar despre sume caos, cred că toată lumea, cei care vor urmări filmul ăsta de acum, de ora asta, este chiar comunicat. Ca mod de a gândi și de a aborda lecția. În afară de fapt că sumele caos s-au fost dăbărite perfect, și mesajul acela transmis, jucați-vă cu copiii învățători, voi, acolo, la casă, la școală, la casa voastră, jucați-vă cu copiii pe modelul acestei lecții și veți vedea ce roade veți avea mai târziu. Dar ca să fiți, să ajungeți în starea asta, voi la rândul vostru trebuie să fiți cea ca să fiți creativi. Când te duci la clasă, mai târziu profesor, te duci cu o singură soluție pe care ai citit-o de undeva și nu ești în stare să vezi nicio altă variantă la copil, totul s-a terminat. Da? Am făcut o problemă și vă lăsați 20 minute. Sunt foarte drăguțe că dumneavoastră. Ia uite ce-mi spune. Tot cu sumă? Aha.
Ia ce spune Ana. Deci așa cum mai vă promis. Vă promit, sunt drăguță. Dragă, dragi, iată și formularea cât de plăcut este. Deci el spune așa, am o chestie, chiar 20 minute vă las. Că sunteți în camera, în fața camerilor, de la altă... La prima citire. Da. Și nu permit să fiu foarte dure, nu? Da. Asta mi-ai spus tu. Da, sunt încântat, trăiesc o stare de bine, de aceea nici nu obosesc deloc. Când intru pe culoarul ăsta, chestiunilor în care ne punem minte la treabă nu și... Noi revenim prieteni, revenim colegi aici. Da? Noi da. Suntem prieteni. Ne spun profesor și cu exemplu. Da? Mai greu. Mai greu? Mergem. Mă încurajez la lucrurile. Mergem. Mă încurajez. Mai încurajat, că zici cât de scurt mai greu. Și dai seama. Și e sufletul meu acum. Da, să-ți clar. Măcar atât de apnei pe aici. Ce-ai scris? Oh! Fede! De-aia m-am frumoasă, de ce am cu voi în tinerețe. Ori și timpul că ne-ai spus. Te rog, Daniel. Hai zi. 25. Da. Plus 29. 25 plus 29. Plus 33 plus puncte plus 349. Fără să calculați. Plus 349. Plus 349. Nu aveți voie să calculați. Egal, tu. De asta ai înțeles să dai și exemplele. Da. Fără exemple. Fără exemple, cel mai greu. Da. Dar nu e nimic, am să încerc să văd cât de metri tu de aici în față. Față de suma care o știam eu. De care era aia? Păi 25, înseamnă 24, 64, 24. 24 plus 1. Nu? Doar fac 25. E multiplul 6 ori 4. Vedeți cum fac eu aici. Plus 1, da? Și dacă e vorba de 4K plus 1 și dacă i-a încercat la 5, când ca 1 egal cu 1, deci începea de la 5, am pierdut pe câți termene? 5 termene am pierdut. Că 6 ori, 4 ori, 5, 20, 1, 21. În fața este 21, pe care l-am pierdut. Deci, 5 termeni îmi pierd de sora. Îl pierdem pe 5, pe 9, pe 14, pe 13, nu? Da. Pe 17, pe 21. Astea sunt pierduți. Da. Și plus 25, plus multe puncte, plus 349. Și din partea asta văd că pierd. Era 380 și nu știu cât. Era 397. Dacă e în suma asta. E în suma aia, cu 5. Da, 397. Deci Daria îmi dă deoparte pe ăștia 5. Dar îmi dă deoparte și pe 300... Aici 40... Cât ar fi fost aici? 4K plus 1. Asta e forma. Da. Trebuie să văd pe 349 împărțit la 4. 80... 8... Cau, cât este? 8 ori, 8 ori 4, 32. Da. 29. 87, nu? 7 ori 4, 28. Da? 7 ori 4, 28, plus 1. E bun? 7. 78 ori 4. 7. 87 ori 4, plus 1. Cât dă? Deci 87. Practic, mi-ai dat deoparte pe cine mi-ai dat? Pe 88. Al 88-lea termen, al 89-lea, până la 99 mi-ai dat foarte mult deoparte. Deci eu trebuie să văd câți mi-ai dat deoparte, adunând câte 4, câte 4, câte 4, ca să văd ce bucată mi-ai scos eu din sumă. Și atunci, din suma toată, care o știam, scad pe asta și scad pe bucata cealaltă, adică cele două bucăți le adun, și scad în suma toată și găsesc ce mi-ai dat. Sigur că tu mi-ai cerut să fac asta fără... N-ai cum,
fără să fac calculul și să mă sprijin prin suma anterioară, n-aveam cum să fac. Altfel, pur și simplu eu ca o sumă Gauss de sine stătătoare și o calculez la rapid. Dar tu mi-ai spus fără sumă, înseamnă să mă sprijin pe o sumă de așa știută. Dumnezeu, chiar dacă nu așa? Dar de astea era exemplu. Da, te-am înțeles acum. Deci e corect, e frumos ce mi-ai cerut, e interesant. Pentru că poți să scazi cât vrei tu dintr-o parte și din cealaltă, de regulă să scazi 1, 2, ca să nu, să nu ne ducem prea departe, poți să-i lași respectivului 20 minute pe baza sumei celălalt, de ce să muncească așa? Dar eu aș calcula o direcție. O calculăm direct, sigur că da. Nu poate da calculăm direct. Ei, nu, ia să vedem. Nu calculăm direct, domnul. 349 minus 4. Minus care 4? Deci, de ce nu merge? Merge calculul direct. Hai direct. Hai să direct. De la 25 suma, domnul. Hai să suntem, da. 349 minus cât, David? Deci, e ca primul plus ultimul, pe din fața asta, da? 25 de ani de plus, 349. Închide paranteza. Oricât sunt ei, numărul lor. Da. Numărul egal cu... Numărul de termen. Cât 349. Da. Minus 4. De unde minus 4? Păi minus 25 cu ani. Primul minus ultimul, David. Ultimul minus primul. Primul minus ultimul. Da, deci nu avem voie. Ia mai de termen, date. N-am zis așa, poate am greșit eu. Primul minus primul. La numărul de termene. Uite-te la numărul de termene. Cum a zis? Acum era 4 primul termen, așa. De-aia a scăzut 4. Era 4 primul termen. Aha, e tot o confuzie. O confuzie, vedeți? Mm. Și a zis minus 4. Că zi 4, 4, nu? Primul... Hai să scriu așa. Numărul de termen egal. Ultimul termen. Ultimul termen. Minus primul termen. Primul termen. Deci ultimul minus primul, totul de împărțit, zic supra, da? Totul de împărțit la rație, adică din când în când crezi, da? Rație, cât o fi rația, parcă s-ar întâmpla să fie 4. Și plus 1, plus 1, plus 1 termenilor, și plus 1 aici, dacă vrei. Plus 1. Da. Și plus 1. Da. Foarte important. Dar bine că ai observat chestia. Da. A zis de două ori minus 4 și de aceea zic de unde 4. El confunda rația cu primul termen. Da. Deci ultimul termen minus primul supra rație. Plus 1. Ăsta e numărul de termen. Și în cazul nostru, Daline? În cazul nostru. 340, egal mai departe, hai să zic așa, egal cu pătrare. 349 minus, zic, da? 25. Împărțit la 4. Supra 4, plus? Plus 1. Bun. Egal cu? Egal cu 324. Împărțit la 4, plus 1. Care face? 4 în 32 de 8 ori. 4 în 32 de 8 ori, 81 plus 1, 82. Egal cu 82 de 8 ori. Așa, da. Ori 82. Supra? Supra cât? La suma Gauss. Totul supra? 2. 2. Primul plus ultimul. Dar de ce se împarte la 2 tot timpul? Că eu nu știu asta. Acolo 25 plus 349 termeni. Sau că e în paranteză 23 ori plus. De ce Gauss întotdeauna se împarte la 2? Deoarece am de două ori suma. Pentru că noi avem mai întâi avem suma normală. După aceea noi punem suma cum ar fi întoarcem din nou suma. Adică o punem pe 2, să scriem la 2. Și apoi o să fie de două ori suma. Și de asta am puțin mai ca să aflăm sumele. La casa așa v-am arătat. Nu? Așa v-am arătat. Dacă v-am arătat eu, am spus așa în clasa a patra. Că 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 100. Cum i s-o dat la Gauss? De ce e 4 de suma la Gauss? Așa i s-o dat. Era ca Mario.
Deci Gauss era cam mare, nu știa. Învățătoarea știa din anii din urmă, când îi dădea copilul ăsta cu numele astea, zicea, mă rog, și cu 2 fac 3, și cu 3, 6, și cu 4, 10, și de, 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 și... Adunați. Și dura 3-4 ore până îți făcea suma asta. Și îmi făcea probări, îmi făcea. Asta era important. Dar Gauss face așa, 1 și cu 100, fac 101. 2 și cu 99, uite că știu, da, are ce treabă tare, fac 2 și cu 99, face 101. 3 și cu 98, tot 101. Și s-a dus repede și a zis, de 50 de ori, ori 101. Dar de ce 50 de ori? Era 100 de toți. Și acum cât e grupii de astea, cât e 2, cât e 2? Pe 50. 50. Mi-a zis că este 2, 500 de temi nu puțin adică. Și egal cu? 5.050. Da? Și eu am întrebat. 51. Deci, 101 ori 50, fac 5.050. O să se explică pe târziu. Deci asta. Așa. Și atunci, ideea este primul plus ultimul. Deci primul plus ultimul. Adică 101 ăsta. Așa a fost, nu? Primul plus ultimul, da, da. Ori 50. Dar 50 este numărul de termeni împărțit la 2. Deci numărul de termeni împărțit la 2, că l-au făcut câte grupe pe câte 2. Deci, nu ori 50. 50 înseamnă numărul de termeni supra 2. Sunt jumătățit, supra 2. Și dacă avem număr de termeni în partea în sufăță? Păi îi face bani aici. Da, vă vedeți? De asta ea zice suma cu suma, de două ori suma. Că noi am avut un exemplu în care numărul de termeni era 161. Tot ca să scrii, totdeauna. Tot împărțit la 2, dar eu iar ziceau, bine, 161, cum mai împart câte 2? Cum îi mai grupez câte 2, câte 2? Că 161, mama. 161, ăla din mijloc deja face cât trebuie. Și atunci suma scrisă așa, suma scrisă încă o dată, de-aia împărțim la 2, că de 2 ori suma. Nu, de 2 împărțim la 2 din cauza asta. Nu, nu e mesajul de acolo. Deci mesajul este că numărul de termeni, da, era 161 în cazul... Da, numărul de termeni era 161, dar cel care făcea de două ori termenul era în interior acolo. Deci, 161. Hai să ne înțelegem așa. Uite. Bun, avea 1 plus 100, fac 101. Acolo 100 de termeni e clar. Câte 2 ești 50. 50 de grupe. Bun. Vrei să spui la numărul de termeni să fie impact, da? Da. 1 plus 99. Da, de la 1 la 99. 1 plus 99. 1 plus puncte, puncte, până la 99. Da. Am aici suma asta, după ce am spus mai devreme, este egal cu primul plus ultimul, 1 plus 99, ori numărul de termeni. Câte grupe am făcut de câte 2? Câte grupe fac aici? Fac o dată o grupă de 100, fac a doua grupă cu 98, iar fac 100. Da, și unul rămâne. Și mă tot duc 49 și cu 51. Există 49 și 51. Există, da. Și fac 100. Mm-hmm. Și este 50-ul. Da. Care, 50. Care da. E 50 de unul singur. Nu? Și de asta da. Facem ori 50. Și nu de asta facem ori 50. Deci, numărul de grupe câte ar fi acum, dacă stăm și analizăm, câte grupe de alte 100 am făcut acum? Am făcut mai puține, pentru că 98 împărțit la 2. Deci, fac 98 împărțit la 2, 49 de grupe. N-am mai făcut 50. Deci, 49 grupe. Și ar mai veni încă... Și termenul ăla, 50. Și următorul termen, da? 50 ăla, care strică tot jocul. Exact. Când s-am învățat. Exact, adică nu poți să-l grupezi. Și atunci zici, mă, la 161 de termen, cum să-i zic eu că ea îi grupează da. Câte 2 și din cauza asta împărțim la 2? Da. Deci, primul plus ultimul, ori numărul de termen... Ori numărul de termen, care știu cum să-l află, împărțim la 2, de 2 ori suma.
toată sumă o scriem așa, de-aia e primul plus ultimul. Vedeți, pentru ea, de exemplu, a fost foarte clar asta. Vă scriem o dată suma de la 1 până la 100, o mai scriem o dată de la 100 până la 1. Deci, suma este egală cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 101, să zicem, că putem să punem și în par, să nu fie. 101, da. Da. 101. Și suma o scriem din nou. 101. Da. Ia ce scrie? 100. Plus 100. Plus 99. Plus așa mai departe. Plus așa mai departe. Plus 100. Așa. Face linie și adună. Am făcut examen de două ori suma. Este egal cu 102. De câte ori? Plus 102. Plus 102, plus 102, plus 102. Și 102 este vorba aici, plus 102. Și apoi aflăm de termen. 101, 101 termen. Deci asta ar fi, de, ar fi în total, de câte ori 102? Da, de 101 ori. 101 ori 102. 101 ori 102. Nu contează, mama. Supra cumva. Și supra 2 că mergem o dată. Vă zic, spune din nou, 2 egal cu 101 ori 102. Și un singur S. Da. Un singur S. Să fie egal cu 101 ori 102 supra 2. Și ca și calculul nu e interesată neapărat, mama. Că tot acolo. Pentru că ideea este asta. Că aici... Tot primul plus ultimul, că e 102. Da. Da? Oricât sunt, ori 101 supra 2. Totdeauna aici apar două numere consecutive. Ca rezultat. Fiind la concluzii de un numere consecutiv. Dacă e cu rație? Dacă e cu rație, nu mai apar, nu? De asta e... Da. Deci de aceea eu am văzut așa. Așa, da. Și în condițiile astea, așa supra 2... Vine de la două ori suma și niciodată nu îmi crea confuzie, că băi, dacă 100 de termeni, da, grupați câte 2, dar când sunt 161 de termeni și era și cu rație, eu nu mai puteam să zic că îi grupează câte 2, că rămâneam în termen. Așa. Și atunci scriem suma așa. Venim deodată de sub și mai scriem suma o dată invers. O adunăm cele două relații și practic e aceeași chestie și a fost foarte clar. Da. Deci în condițiile astea nu este loc de confuzie. Exact. Da? Deloc. Dar nu avem nicio situație de asta. Eu punctam asta pe varianta că numărul de grupe este în jumătăți. Exact. Și asta era valabilă în situația în care aș fi avut un număr par de termen. Par de termen. Și mergea. Și mergea. Și m-am zis că e 161 și zic da. Și tot timpul acolo, când avem un număr impar de termen, nu mai pe jumătate din ei nu-i poți prinde prin cei exact. Și greu după aceea să duci, că mai e unul care îl pui, Da. Dar de acord cu asta. Deci observația făcută este perfectă și cu asta copiii sunt lămuriți de ce împărțim la exact. Să punctăm asta. Da? Să punctăm asta și să spunem încă o dată. Pentru a înțelege de ce în Gauss facem totdeauna supra 2, este pentru că scriem suma în ordine crescătoare, apoi în ordine descrescătoare și că adunăm cele două. Adunăm perechi făcute 2 câte 2 acolo, nu? Se vede foarte bine și atunci, de aceea primul plus ultimul, al doilea plus penultimul exact. Și al patrulea. Iar în condițiile astea, în membru stâng avem de două ori suma. Corect. Din cauza că avem de două ori suma, împărțim la ca să o vorbim și să împărțim totul la 2. Da? Deci, păi uite, mi-a apuntat foarte bine chestia asta și așa fac, se face și prin manuale. Și ideea calculului așa este pentru a pune în evidență de ce pune în învățământ tot timpul la exact, da. Pentru că m-am gândit de chestia asta unul din impact pe termen. Și cum să-i spun că îi grupez câte cât, dacă mie îmi rămâne unul. Perfect. Corect. Deci, da? Deci este limpede de ce scrim o dată așa și o dată așa și calculăm S2 sumă de 2. Practic e aceeași chestie care vorbește domnul profesor, numai că aici explică exact de ce împărțim la 2. Da, deci este punctat foarte bine și pentru par și pentru impar împărțitul la 2. Dar așa la ghice vedeți o sumă ca o să poți să fac așa? Da! Păi tot timpul așa. Păi este și mie sunt probleme. Deci noi asta facem, dar mai când nu scriem. Că deci primul plus ultimul. Exact. Ori numărul de termeni împărțit la 2. De ce împărțit la 2? Iar numărul de termeni pe care trebuie să-l afli este și în cazul ăsta.
În cazul ăsta, e ușor de rupsă dacă ei sunt consecutivi, la distanță de 1. Dar în cazul de sus, de exemplu? În cazul de sus, așa, n-ai mai putea să știi câte numere sunt. Și de aceea, numărul de termen, noi prin ce s-a discutat acum, am explicat de ce supra 2. De ce supra 2, da? De ce supra 2? Că e de două ori suma. Iar numărul de termen rămâne o problemă de sine stătătoare. Da, de sine stătătoare și că aceea o rezolvăm, așa cum a spus. Din ultimul, minus primul. Împărțim la din cât în cât sare la rație și plus 1 ca să prindem ambele capete. Corect. Dacă nu adunăm plus 1, înseamnă că prindem 1 din capete și nu am numărat toți termenii. Corect. Ca să vedem dacă am înțeles, domnul profesor, ștergem tot și întrebăm o sumă. Stai, nu-i corect. Deci e foarte corect. Ștergem tot și vă dăm o sumă. Da. Acum așa faceți voi rapid în linie. Ștergem la 7, știți? Ba nu, dar de ce? Care-i problema? E o sumă Gauss, acum am făcut modelul ăsta, cu suma scris de două ori. Ha? Cu suma scris de două ori. Da, și așa, dacă vreți să dați un pic de timp. Da. N-are nicio rost să scrie suma, nu ai explicat niciodată. Dar acum... Hai, vreți, hai, dați-le o sumă, domnule. Lasă-i un pic. Să zicem o sumă în care termenii TK ai sume sunt de tipul 7K plus 3. Uitați cum propun eu mișcă. Deci așa l-am propun ca să-mi iasă mișcă. Adică sunt numele din 7. Acum participați și la modul în care îți construiești sumele. Și acum, domnul profesor, după modelul ăla, găsiți sumă. Deci primul termen, dacă vreți să-l pun, domnul profesor, ar fi 10. Da, pentru că e egal cu 1. Da, așa e 1. Primul termen este 7 ori 7 și 3, 10. Ați văzut primul termen cum l-a văzut? Următorul este 17. Egal cu 7 ori 14 și sau, altfel spus, am mai dat cu 7. La 10. La 10. Apoi avem... Și până unde le zicem asta? 24. Sunt și 3 termeni, n-am tras când de-așa. Da. Deci zic acum. 10. Plus 17. Plus 24. Măcar aici nu le spuneți, dar să dezăși și numărul de termeni. Plus... Nu le spuneți. 423. Bun. 423. Stați două secunde ca fiul acum. Nu, lasă numai altfel, așa cum știi. Ultimul termen minus primul termen. Cum s-a făcut numărul de termen? Deci suma cu cine ar fi egal asta. Ia să vedem, cu cine ar fi egal. După teorie. Da, de cu cine ar fi egal. Ce scrie sub ea. Nu mai, nu scrie sub ea. Nu. După teorie, primul plus ultimul. Adică ca și cum le-ai scris sub ea. Eu am făcut așa, da, bine, 433. Da, adică eu am înțeles, scrii de sus, vin de două ori, sub așa, vezi niște timpi. Așa, ai înțeles mecanismul, zic cum fac. Da, ok. 10. 10 plus. Plus 423, da. Paranteză, ori, da. Numărul de termeni. Numărul de termeni, da. Plus 1. Numărul de termeni de sine stătător, dar pe unde o parte? Supra 2. Nu? Așa este. Da. Pe o parte, numărul de termeni. Zi, numărul de termeni. Numărul de termeni egal cu 433. 400? 20. Ultimul, scazi pe primul, atenție! De 423. Scădem, nu adunăm cu primul, da? 423 minus 10. Nu, pe acolo e drumul trebuie să lăsați 10 plus 423. Da, dar ăla e numărul... Dar e 400. Numărul de termen la fel acum. Deci, primul plus ultimul. Da. Și acum numărul de termen. Da. 423 minus 10. Da. 423. Împărți din câte cât scade ei, crezi că ești care e rația? 7. La 7. 7. Plus 1. Plus 1. Deci din 423 scădem 10 spre 7 plus 1. Păi 4 de 13. 13 plus 1. Împărțirea 7, nu? Plus 1, îi facem împărțirea 7, David. 59. Plus 1, 60. 69. Număr de termen egal 60. Am aflat numărul de termen, acum revenim la suma. Și suma egal cu? Yes, suma egal cu
400 cât 3... 433, da. Ori 60. Ori 60 sub a 2, mai atenție, da, bine. Și plec pe 60. Cu 2. 2. Și o să fie 433. Da. Ori 30. 12.990. 12.990. Important este, nu calculul în sine, ci da, să reținem foarte bine cum anume calculăm numărul de termeni. Ei, autorul când propune exercițiu, adică el trebuie să aibă grijă să dea ultimul termen corect. Eu cum am dat ultimul termen? Pe cal l-am înlocuit cu 60. 7 ori 60. Adică cu numărul de termeni. Caul l-am avut aici, în minte. Da, aia i-am zis, domn profesor, să nu vă iau de ei. Da, a insistat foarte mult și a zis, nu spuneți nu, nu, nu. Ce ca voi indica pentru a mă opri. Spuneați, e 60. Ne spunem că 7K plus 3 egal cu 423. 7K plus 3 egal cu 423. Și de acolo găsești pe care. Da, și numărul de termeni. Și 420 împărțit la 7 și acum ai vezi că este... Iată o idee foarte tare în care găsești numărul de termeni. Ea spune așa, din date ce am descoperit, de ce formă este? De 7K plus 3. De ce? Cum? Care-i tiparul tuturor da. Termenilor? Da. Deci din clipa care am găsit aici, ar fi 7K plus 3, ăsta e modelul. Da. Ea se sesizează cu termenii. Da. Și acesta e egal ultimul termen, 423. Da. Ei bine, scădem un 3 peste tot, vine 7K egal cu 420, de unde K egal cu 60. Și este o idee mult mai tare. Mult mai tare de găsirea numărului. Acolo, pentru că la orice sumă gauss. La orice sumă gauss, gata. Pentru că văd din cât în cât este un 7K și văd dacă ar fi primul termen 7 sau 5K, primul termen 5 Rachel, și numărul este 14. Dacă vă prindeți de ce formă e și apoi 1 plus 9. Se prind, au șanse foarte mari să prindă. Că văd că din 7 în 7. Da. Văd că din 7 în 7 7. Ia dați-ne una și facem. Și el ia parte pe primul termen să vadă restul. Da, e corect. Dați-i repede una. Dar repede, cum o facem? Doar să vedem dacă se prinde Daria. Da, mă înțeles. Doar să văd dacă se prinde Daria din cât în cât. De ce formă este? Bani, Miruna, merită să știți să vă uitați pe dracu la ce facem. Ne-am uitat. Deci dă o idee, Daria. Super tare, da. Foarte tare. Aceea care nu mai merge după rețeta din ultimul, scădem pe primul. Împărțirea de fapt, ce face când scade din ultimul pe primul? Ea face un lucru la scăderea asta. Și în parte așa. Dă pe 3 ora deoparte. 3, 3. Că fiecare termen are un 3. Corect. Și că scade pe 3 din 3 și în partea 7 și adună 1 și este. La 7. La 7, pentru că de rația e de 7, 7, se parte perfect. Da? Așteaptă. Să gândească la o formă fără să o scrii, domnul profesor. Fără să scrie. Așa. Să zicem 9 plus 13 plus puncte puncte plus nu-ți poți să dau numai 2. Mergi cu 2. Așa. Și plus 80 și 1. Ok. Formă. Eu m-am prins. 4K plus 1. 4K plus 1, corect. Termenii de formă, 4K plus 1. Da, da. Mesajul de transmis 9, 13. 4 ori 2... Rația se vede că e 4. Aici e 4. Aici rația e 4. Da, deci 4K. 4K și... aici e plus 1, e suficient. K este 16. 4K plus 1. A, găs termenul, zici. Da. David a zis de ce formă e exercițiul. De formă de 4K plus 1. DK, termen din sumă, strâng de 4K plus 1. Este o primă chestie care o să da. Și acum 4K plus 1 e egal cu 81. Da.
Păi 4 pe 1, 80, 4 pe 1. Și cai 20. Păi, da, da. Termin 20, nu 60. Da, dar dacă pun 4K, 80, eu o să am... Stați 2 secunde, domn profesor. Da. Pentru că 4K și primul termen, da? Și eu pun primul termen și o să rămână 4. 4 plus 1 nu fac 9. Deci, așa este. Deci, o trebuie să fie 4K plus 5. Acolo, ca no, să dea... Nu, 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 bine. Nu, nu, am urmărit-o. Ea zice așa. 4K plus 1, am înțeles că vă duceți la 20 de termeni, dar nu-s chiar 20. Că nu începe suma lui calci, câte am dat, ce valoare am dat aici? A, e 2. 2. Trebuia să mai punem un 5 acolo. 5. Și dacă era un 5 în față, atunci 20. Așa sunt 19. Da, asta da, dacă zici asta, dar nu 16, poți zici 16. Poți zici că o greșit. S-a grăbit. Da, da. 4K, deci eu cu 4K, da? Și primul termen la dumneavoastră este 9. Pentru K egal cu 1, 4, 1, 4 și cu 1, 5. 5. Pentru primul termen. Al doilea termen, pentru că eu îl fac 2. 2. 4, 2, 8 și cu 1, 9. Deci al doilea. Eu de la al doilea. Pentru 9. Cum pentru 9? Adică eu am calculat că 4K, 4K plus 5. Trebuie ca să fie 9. Deci mai dau multiplu de 4, 9, 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 când ai zis plus 5. Păi da, pentru că 4K ar fi fost primul termen dacă e 9 și atunci 4, 9 minus 4, 5. 2 plus 1. Dar un pic, mama, că... Păi, te face aici o confuzie. Exact, tu când împarți la 4, poți să ai restul 5? Când ai împărțire la 4? Ai restul 5 vreodată? În 5 ori mai intră la după. Deci tot 4K plus 1. Formai tot 4K plus 1. Sigur că da. Deci ai restul împărțire la 4 niciodată nu face 5. Exact. Mai puțin, 0, 1, 2 și 3. Când 5 ăla mai încape dată 4K plus 1. Atenție! Mai încape dată 4. 5. 4. Deci 4, în 5 ăla mai încape dată 4, cu alte cuvinte. Da. Deci de ce nu poți să zici că... Exact. Ai înțeles, Daria? Așa încât, Daria. Al aflat de ultimul. Sunt 19 de termen, corect. Care îmi spune că sunt 20 de termen. Aflu, merg pe ideea ta acum. Aflu, care e cau pentru... Ăsta de aici. Caui 2. Deci, practic fac așa, 4K plus 1 egal cu primul termen cu 9. Adică, 4K egal cu 8. K egal cu 2. Deci, mai zice K egal cu 2. De la al doilea începând numărătoarea până la 20. De la al doilea. Sunt 19.